Cine este Bianca de la Casa Iubirii, sezonul 3? Are 25 de ani și a lucrat în Italia ca machiap artist, însă asta nu este tot ceea ce se știe despre ea. Ca de fiecare dată și cel de-al treilea sezon al celei mai urmărite emisiuni matrimoniale a venit cu o serie de concurenți noi. Printre cele cinci fete care au decis să-și găsească marea iubirea prin intermediul acestui show TV se numără și Bianca. Casa iubirii este emisiunea TV care a reușit să unească mai mulți tineri, dornici să-și căsească sufletul pereche. Ei bine, nu este pentru oricine, însă sunt cupluri care rezistă și acum după ce au ieșit din acest show TV. Dragostea, așa cum știm cu toții, vine pe neașteptate și de unde te aștepți mai puțin. Toți concurenții noi din sezonul 3 s-au prezentat la începutul emisiunii în câteva cuvinte, printre care și Bianca, care a fost însă puțin mai reținută. A spus despre ea că are 25 de ani și a lucrat în Italia ca machiap artist, însă a luat o decizie foarte importantă atunci când a decis să se întoarcă în România. Și-a pus activitatea din punct de vedere profesional și cariera pe locul 2, așa că a venit în țară, unde s-a înscris la emisiunea Casa Iubirii pentru a avea noroc și din punct de vedere amoros. Este o fată simplă, cu mult bun simț, care cucerește prin naturalețe, astfel că alături de ea vrea un bărbat adevărat. Care să-i aducă zâmbetul pe buze. Nu-și mai dorește o relație pasageră, ci una de lungă durată și de viitor, alături de un partener cu care poate să-și întemeieze o familie. Bianca are o mulțime de pasiuni. Deși Bianca este o tânără foarte feminină și simplă, aceasta are pasiuni pe care nu le împarte cu foarte multe persoane. Cei drept, pasiunea pentru machiaj și se potrivește perfect și mulți o vedeau în acest domeniu, însă nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că deține permis de motocicletă. Bianca are o mare pasiune pentru motoare și își dorește ca bărbatul din viața ei să accepte această latură a ei, însă fără a imune condiția de a împărtăși aceeași experiență. Ei bine, cam atât despre Bianca, noua concurentă a sezonului 3 Casa Iubirii. Mai multe detalii și informații despre trecutul ei, dar și cum este ca și persoană, puteți afla urmărind emisiunea de la Canal D.